Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Regele Crabilor. Nu-mi vine să cred că încă mai continuăm cu această serie. Adică a fost la un moment dat un val, știi? Precum Fall Guys, unde lumea juca pe Twitch, da? Făcea lumea stream cu jocul acesta. Nimeni nu mai joacă jocul ăsta. Parcă doar eu am rămas aici în spate, care încă încerc să mai iau crabul ăla legendar și băgăm în fiecare episod 20 de oraș cu speranța că ne-l dă până la urmă. Însă la fiecare episod de King of Crabs, în ultima vreme, bă, dau niște rage-uri de alea urâte încât trebuie să tai pe filmare. Altfel este destul de urât treaba. Îmi bipăia casca, am crezut că nu mai are baterie, în fine, este în regulă. Dacă sunteți curioși ce căști folosesc, aveți un link în descriere către Corsair. Da. Referal avem pe link în descriere de la G2A, dacă cumpărați jocuri și susțineți și canalul în același timp. Hai să nu mai lărgim vrăjeala, să nu mai lungim. Mă uitam dacă s-au mai făcut update-uri și ci că update 1.9 pe 10 august, cred că e făcut în episodul anterior că am prins update-ul ăsta. 6 skin-uri noi, legendary skin, ia vezi aici. Nu știu exact cât de bine se vede pe ecran la voi. După aia avem new pickup energy drink. Asta era mai energy drink-ul de nu-l știam. Avem o nouă armă. Ceva sos, ok. Replay option for result screen spectating player front-end boarding. Deci niște skin. Păi dacă a băgat 6 skin-uri, arată-le pe toate, naiba. Mă rog, în fine. Hai să ne ducem pe... Unde mă duceam? La Win Prizes, nu? Ia, ce avem pe shop? Că n-am mai intrat de mult timp. Zuma skin. Zuma mă jucam când eram mic, ești nebun. Nici unul dintre voi nu știe ce e Zuma. Tiger. Și naiba asta. Ok. Din păcate nu mai avem Royal-ul. Știi, la reducere. Din păcate, dar de recut am desfăcut de 8 ori. Adică destul de mult dacă mă întreb pe mine. Însă hai să începem, pentru că voi susțineți seria și apăsați butonul de like. Băgăm 22 de euro și 1 milion, cam așa. Ia uite-le cum au apărut frumos. Fondurile au fost adăugate. Și ca de obicei începem cu un regular, cu bănuții din joc, unde copiii nu țipă. De ce ar țipa copiii aici? Că n-ai băgat bani adevărați. Ai băgat banii din joc. Adică despre ce vorbim, mă băieți? Însă cred că poate să spice și de aici ceva. Nu știu. Eu încă sper. Wow, o perlă mi-a dat Gaben. Wow, wow, wow. E pe Steam, e cu Gaben. Ok. Că dacă zic Supercell, începe unul prin comentarii. Mă, dar ăsta nu e Supercell. Ce tare sunt eu. Wow. Ok. Chiar dacă v-am mai zis că fac glume, dar aparent trebuie să specific când e glumă. Ca să știe și băieții. Bun. Deci, n-avem ce să cumpărăm cu perle. Adică... Tu spui mie că dai pe skin-ul ăsta 600? Hot deal. Deci tu spui mie că ăsta e un hot deal. Ei consideră asta o ofertă bună. Eu să bag, ok? Cât e de bogat? Ia să-i puțin. Eu să bag 2 milioane și ceva pentru un skin în jocul ăsta. Asta e cea mai tare glumă pe care eu am auzit în viața mea. Ăsta este un joc extrem de pay to win. N-aș fi băgat niciun cent în jocul ăsta dacă nu era pentru episoadele de pe canal. Mă înțelegeți? Ce rage-uri dau la jocul ăsta. Nu zic, ok, că e un joc rău sau ceva. Nu vreau să supere developerii pe mine, care oricum nu se uită la video. E fun, până la urmă îl jucăm pe canal. Însă, frate, crabii ăia legendari sunt prea favorizați. Ați văzut în episodul anterior dacă v-ați uitat. Doar pentru că e crab legendar mă sparge. Adică, na, nu știu să mai zic. Asta a fost o cutie. Sau ce naiba a fost, o jucărie de-asta. Sperăm că ne pică un crab nou, abar n-am, măcar un skin șmecher. Hai cu un skin șmecher, că ce ai adăugat 6. Hai cu ceva, orice. Dacă nu crab nou, desigur că sperăm la crabul legendar. Chiar dacă nu ne pică, la el încă îi cresc șansele. Vedeți? Inițial nu știam că poți dai scroll down. Dar avem skin-uri, common skin, legendary crab 0.29, destul de puțin, mega rar 0.35 și mai era super rar, dar i-am deblocat pe toți, știi? Și uite și tu, skin-ul, mega rar skin 0.2, mega rar skin cât legendary crabby, jine, e bun la cap. Skin-urile în jocul ăsta sunt prea rare, mă. Hai că înțeleg că băgăm bani aici ca să luăm un crab, pentru că ne afectează gameplay-ul. Dacă să-mi cumpăr skin de 2 milioane și ceva care nu face nimic, adică, wow, sunt pur și simplu uluit că ei consideră ofertă. Vezi că e hot deal, e ofertă tare rău. Ofertă tare poate era dacă el costă 600 să mi-l dea la 100. E un skin, despre ce vorbim? Poate am eu mentalitatea greșită.
e un aspect, toată lumea o să-l ai, adică nu are niciun sens. Skinurile în jocuri, părerea mea, ar trebui să fie foarte ieftine. Sigur că o să ai anumite skinuri care sunt extrem de scumpe, să te flexezi cu ele și așa, dar cine vrea să te flexezi în jocul ăsta, nu știu dacă se mai joacă lumea. Ia, de curiozitate, e cam mort jocul. Sunt 330 în joc și asta iubesc la Steam, pentru că dacă te duci pe community tab-ul lor, îți arată aici câți oameni sunt. 330? Și încerci să mă păcălești cu un skin de 600? Adică mi se pare straniu rău de tot. Dă-mi la 50 de perle, poate îl cumpăr. 600? Mă rog, e, nu, mi se pare doar ciudat, în fine. Chestia e că și vreau niște skin-uri șmechere, dar sunt foarte greu de obținut în jocul ăsta. Și văd că nu ne dă nimic, mă, nimic nu ne-a dat. Oată, asta a fost ultima. Băi, ești proști, nu ne-a dat nimic. De ce te dai tu? Un milion? Unde s-a dus milionul ăla? Nici nu știu ce s-a întâmplat, nu ne-a dat nimic. Mai avem aici la quest-uri, la Royal Grab. S-ar putea să mai avem unul la rank. Nu mai avem. Cred că la mai multe trofee. S-au dus banii. Poate asta e? E de la... A, e Royal? A, nu, e de la bani din joc. Nu știu unde s-au dus banii, băieți. Pag un milion de nu știu câte episoade. Și uitați-vă că mai avem crab de luat. Adică mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu zic că am băgat lejer un 5-6 milioane în jocul ăsta. Și tot am luat crabul legendar. Mă rog, e în regulă. De ce mi-apare aici? A, eu n-am luat ăsta de început, mă. Să pici acum ăla legendar, cum ar fi. Hai că da. Skill point. What? Mi-a dat ceva acolo. Bă, ce era aia? Nu te cred că mi-a dat crab. Nu, nu mi-a dat un skin. Mega rar. Pe ăsta l-am luat data trecută. Slavă Domnului că l-am luat. Dacă mi-a dat skin pe ăsta, sunt fericit. Sunt cel mai fericit. Nu mi-a dat, normal. De ce apărea cu semne exclamări aici? Zuma skin, da, mă, mișto zuma skin pe caracterul ăsta. Ok, tare, dar nici băcar nu trebuie să te uiți la skin, așa nebuni sunt oamenii ăștia. Avem skill point-uri, grow from food mai repede, damage reduction, boost recharge, hai un damage reduction. Ne mai boostăm puțin, ah, mai am puncte. Ia. Health drain, stun time by, ne luăm mai puțin stun, bă, nu știu dacă ne ajută ăsta. Sunt două puncte până la urmă. Să cresc nu mă mai interesează. Health drain. Ne trage mai puțină viață, cred. Survival sau ce. Mai bine luăm asta. Mai bine luăm asta, așa că o să băgăm pe... Ok. Ne luăm mai puțin damage și mai puțin stun. E în regulă, presupun. Oh, putem să punem puncte și aici. Ce vreau? Vreau damage sau vreau viață? O să băgăm pe damage. Ăsta e cel mai bun crab al nostru, care lasă niște bombe, sunt destul de interesante. Însă, mă, nu știu pe care mi-a dat skin. Ia stai să mă uit, dați-mi o secundă. Am skin de cola. Ce naiba aia asta? Ăsta e destul de tare skin-ul, dar sunt caracterele proaste. Cam aia e singura chestie și nu găsesc pe care mi-a dat skin. Ăsta? Nu cred. Deci n-am nicio idee pe ce mi-a dat skin. Absolut nicio. Nu știu dacă a fost un skin ăla, am văzut ceva acolo, dar... Nu, asta e că e mișto circuit. Pe primul? Ăsta? Părea destul de mare. Părea destul de mare crabul. Mi-a dat skin pe un ăla pe care nici nu-l am. Părea în genul ăsta, așa, părea mare. Știi ce zic? Habar n-am, nu mi-a deblocat nimic, deci n-am idee. Poate mi-a dat puncte și nu era skin, în fine. O să ne jucăm cu crabul ăsta, singurul care îmi place, singurul care e decent, jocul e cam pe moarte, o să fiu sincer cu voi, nu știu dacă mai avem cu cine să ne jucăm. Dacă sunt 330 în joc, câte lobby-uri sunt? Într-un lobby sunt 50 de jucători, sunt 3-4 lobby-uri. Adică, da, mă rog, e în regulă. Ne luăm faster growth, mega magnet, double XP, hai să vedem, o să încerc pe cât posibil. Să nu dau rage în joc. Să-l batem pe ăsta, că văd că era șmecheros. A, sunt mor, nu? Să nu termină. Ia, că face la echipă. A?
Am făcut echipă cu el sau cu cine? Cine n-ai, bă, am făcut echipă? A, uite. Suntem frățiori, bă. Al bate ăla. Bă, n-am cum să te protejez. Echipa noastră s-a întrerupt. Gata. Hai să ne concentrăm puțin. Deci, chiar o să mă chinui să nu dau rage. Dacă reușesc, înseamnă că e un mare record. Dacă n-ați mai văzut episodul în trecut, sunt X-ul ăsta de pe hartă și trebuie să vânezi niște chesturi. Pentru că chesturile îți oferă arme. Aici sunt folosințele sus de totale armei. 11. Uite, o armă destul de tare. What? Așa. Calculatorul e uneori chiar mai puternic decât șutătorul în jocul ăsta. Aici lăsăm niște bombe și ăsta când calcă pe ele, l-am omorât instant. Ați văzut? Cam ăsta e farmecul cu caracterului nostru. Dacă ne jucăm cărțile cum trebuie, ar trebui să-i rupem. Părerea mea. Părerea mea umilă. Văd niște arme acolo pe care desigur că le ia calculatorul, că de ce nu le-ar lua și el? Hai bă, că am luat eu, n-am, deci să mă plâng, ok. Merge în regulă momentan. Cred că în jocul ăsta cu cât ești mai mare, cu atât de mai mult damage, nu sunt sigur 100%. Însă, o să încerc să mă bazez pe skill-ul nostru. Trebuie cumva să-i tragem pe fraierii ăștia spre noi, să-i păcălim să ne bată. Și când ne aleargă să pun bombele pe jos, ei dacă au căzut în bombe, practic i-am exterminat. Ați văzut și voi că oferă mult damage. Nu, baloane pentru bărbați, ce am luat aici? Deci eu practic ar trebui să am stamina full. Nu? Sau am pregătită. Ia uite magnetul cum îmi trage eu alea. Și... asta să văd eu că e un jucător aici. Frățiorul? O dai? E mort. Mortos certos, cum zicea un prieten de-al meu. E exterminat, practic. Bombele alea sunt foarte puternice. Adică ăsta e aproape un caracter legendar. Un crab legendar. Crabul ăsta al nostru. De asemenea, încă un reminder pentru dumneavoastră. Mă, dar ce cere să așa multe like-uri? Am activat bombele. Le-am pus și acum fug, 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 bă! Mi-a dat stun, mă, mi-a dat stun. Mi-a dat stun, prostovană. A avut o armă specială. Ca în shitty, sincer. În mod normal poți să fugi puțin de tot. Însă ne batem cu calculatorul ca să ne facem ultimata. Ah, ăsta e pinguinul cu noroc, e românaj de-al nostru. Oricum e mort. Ați văzut, am pus bombele. Și caracterul ăsta e puțin cam prea puternic. Puțin. Pentru că totuși pot fi învins cu ușurință. Dacă îmi dă cineva stun și are armă bună, n-am ce să-i mai fac. Faza în jocul ăsta e că nici nu prea îți dai seama cu cine te bați. Adică eu nu știu care e crabul al meu, dacă l-aș vedea ca și adversar. Nu prea l-aș recunoaște, sincer să fiu cu voi. Lobby-ul ăsta îmi place extrem de mult. Sunt puțini oameni, 43, și pot să-i sparg. Eu v-am zis, hărțile cred că sunt făcute pentru 30-40 de oameni. Deja la 70, suntem mult prea mulți. Adică te dai oriunde de jucători și e cam greu să iei chest. Sunt un chest aici aproape. Gogoșelele. Văd că a murit regele. Mama are 900 de mii ăla. Are prea multe ăla. Are mult prea multe. Poate dacă se plictisește și iese să-i luăm locul. Dar mai avem până acolo. Sincer. Da. Dar numai, vezi, m-a păcălit că părea mare, dar el era de fapt mic. Cu ăsta cred că ne putem bate lejer. O să mă prefac că mă întorc. A, pune și el bombe! Pune și el bombe, șaurele. Bă, nu te cred, am dat de unul la fel ca mine. Ce ăsta, Movai? Și e un caracter foarte puternic. Tu ești boss-ul. Am înțeles, hai să ne facem puțin ultimata. Am murit și eu. E prost ăla, mă, de pune bombe. Bă, ce moftică. Sunt pe locul 4, ce-i drept, dar mă, cam moftică ăla cu bombele. Că de data asta nu mi-am dat seama că el le are. Chiar nu mi-am dat seama. Lăsasem o armă aici, dar mi-au luat-o. Uite, aici mă bate calculatorul. E un exemplu foarte bun unde muream. Nimic nu mai aveam ce să fac. Așa că hai să ne cărăm. Ăsta de lângă mine e ăla cu bombe. Din stânga mea. A revenit frățiorul. L-am spart. Că doar dacă n-are stare, săracul copil.
A revenit și ăsta cu bombele lui. Hai să ne refacem viața și să plecăm de aici. Sincer vă zic. E bună, e bun sucul ăla. Sucul... Ok, pune și el bombe, pune și el bombe, dar m-a blocat calculatorul. Sunt blocat. Deci eu acum nu pot să fac nimic, vedeți? Și aici îți vine să dai un pumn în masă. Că-ți bagi picioaca, de ce dau de ăștia care au caracter ca al meu. E mort ăsta. A realizat și el. Că nu e bine ce face. Ho, bă! Mergi, dă-i, ce faci, mă? Că am luat sucul din greșeală. Da. A realizat și el că era greșit ce se întâmpla acolo. Nu știu ce îmi scade atâta viață, dude. Lasă-mă în pace. Vedeți cât de mult contează stanul? Ați văzut cât de mult contează stanul? Și aici mai dai un pumn în masă. Băga mea și picioaca că eu nu-l bat și sunt cu minte cu el. Dar el e prostălău. Și de-aia-i bat eu acum pe toții amici. Te le sar capacele. Că nu te înțelegi cu ei. Vor să facă pe șmecherii. Și acum am ajuns în punctul în care îmi trage foarte multă viață. Ia uite la frățiorul, bă, ce face. Să plasăm niște bombe mici. Și-a dat scut, mamă. Nu le afectează bombele mele, that's shitty. That's fucking garbage. Ok, nicio problemă, nicio problemă, absolut nicio problemă. Nu știu, bombele mele zero, niciun pic de damage. Cu, mă rog, fără armă din nou, niciun pic de damage. Așa, am reușit să urc până pe locul 4 sau ceva. Mai există alt crab care m-ar interesa, sincer. Adică vreau un singur crab care chiar ar face ceva. Nu prea există. Adică, sincer, nu prea există. Ăla avea prea multe puncte, 1 milion. Trebuie să iasă de pe server. Ok, o să dăm puțin damage. Vreau să fiu roșu. Sau, de fapt, mai metal, că poate mă confund aia cu crabul legendar. Și... hai să punem critical hit chance plus 20, să dăm mai multă critică. Mai băgăm o rundă, asta este, mori aiurea în jocul ăsta, nu mai depinde de tine. S-a întâmplat, mergem mai departe. Hai să vedem, ia uite cu ce mă întâmpină. Bă, ăsta e mai doable. Deci în jocul ăsta arma contează extrem de tare. Hai mă, nu veni după mine, ok. Contează extrem de tare arma în jocul acesta. Pentru că tu fără armă nu prea dai damage. Stai pe loc. Uite așa, l-am rupt pe brotherul. Nu știu cât am urcat în rank acolo după ce l-am bătut. Chiar sunt curios. Dacă eu îl bat pe ăsta legendar, sunt insane. Nu, 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 fugi, fugi, fugi. Nu știu ce face sosul ăla, sincer, nu pare că dă damage. Standa. Da, degeaba, mă, sunt terminat. Ok, ok, deci să înțeleg că pot să dau stun și să fug. Și acum putem să jucăm puțin mai agresiv. Pentru că avem stun-ul. Stun-ul este extrem de puternic. Nu vreau să mă bat cu ăsta. Aș vrea să-mi fac abilitatea dacă pot. Haide că e aproape făcută. Așa. Acum ne batem. Aici, cred că sunt cam morțania, sincer. Sincer vă zic. Nu știu cum naiba, aproape l-am bătut pe ăla. Am și stun, am și slow, am de toate. Ok, trebuie să ne ducem după o armă neapărat. Stai să-ți dea tăticul, a pus bombe, fugi. Fugi că e jale dacă a pus bombe. Dă-mi arma asta. Dă arma la băiatul. Că mă bate calculatorul. Mă face mai mare arma. Interesant. Am văzut chiar pe ăsta, dar nu pot să dau un el. I-am dat stun degeaba. Nu știu, mă, jocul ăsta, băieți. Mă bate calculatorul acum, adică... mă înțelegeți? Îmi simțiți frustrarea sau nu? Ce mai vrea, mă, și ăsta? Ilie, ce ai, mă? Dai cu ultimata, crezi că dacă ai crabul legi... Uite-l pe Irafel! Bă, ești nebun?
Ia. E bun și ăsta, e bun. Bagă-mă în peșteră. Păi arma mea se duce pe păienjenii aia mici. Bă, nu mai pot, mă. Deci vă zic sincer că nu mai pot. Salut, frățioro! Hai, salut! Hai, salutările mele! Nu l-am bătut pe Rafael, dar l-am bătut pe ăla. Mamă, vezi că e jale, dacă n-am ultima ta, mă bate și Rafael. Care nu știu pe unde e. Dar nu cred că e peste mine, că nu-l văd în top. Sunt păienjeni ăștia. Brotherilor, ce faceți, mă? Bă, dar-i campez, deci cred că m-au înjurat ăștia de m-au rupt. Ei se bat și vin eu și eu mor. Când nu mai au viață. Ia vezi ce stan ăsta aici. Cred că zona asta e bună ca să faci puncte sau nu-mi dau seama. Omori foarte mulți păienjeni mici. Și e cam nașpa pentru armele tale, vedeți că se folosesc pe păienjenii mici. Ăla e, ăla e, fălmuiește-l. Dă-i ăla nebun. Ok. Hai că am luat arma de boss. I-a dat cu o travă pe la nas ăsta. M-a rezolvat, nu mai mici, nu mai fac nimic. Așa te voiam, dă-i în el. Nu înțeleg exact, dacă voi mi-explicați mie. Are scut ceva, nu-i dau niciun pic de damage. Ăștia fac echipă, oare? Nu o fac, bă. Te-l bate ăsta. Hamad, nu știu cum îl cheamă. Deci nu pot să avansez pentru un motiv sau altul. Nu pot să avansez în top 1, de exemplu, să fiu eu șoful. Mă bate calculat. Ok. Hai că i-am dat-o la frățiorul. Eu zic că i-am dat-o, părerea mea. Dar desigur că are crab legendar. Desigur. Adică ce să mai... Despre ce discutăm, băieți, nu? Ok, mai încercăm încă o dată. Bă, văd că e lângă noi șoful mare. Încercăm o bătaie cu el? Ce ziceți? Să încercăm o bătaie cu el? Ia uite-l pe Rafael! Măi, Rafael, ai grijă. Ai grijă. Bași-o pe careva sau mă omoară harta? Sau cam gata cu mine, că văd că-mi scade viața de mă rupe. O rupe în două. Preiau eu de aici. Calculatorul mă bate. Exact. Calculatorul te bate în jocul ăsta. Ce să-i mai faci? Că n-ai ce să-i mai faci. N-ai ce, explicați-mi voi. Este calculator cu tot cu armă. Adică, nu știu. Și după ce le înviu de câteva ori, nu mai am nicio șansă. Cred că ăsta 100% mă trage în jos. Când e 100%, îți scade foarte multă viață. Hai să-l vedem, păi Iisus ne iubește, uite ce joacă, crab legendar. Bă, am încercat, mă, nu pot să zic că n-am încercat, am băgat naiba 6 milioane în jocul ăsta și tot îmi dă crabul legendar. O să-l uităm puțin el, să vedem ce face. Deci crabul ăsta legendar îmi place mult mai mult decât ăla de metal. Ăsta are niște copilași care vin după el. Și sunt destul de șmecheri copilași și vedeți că atacă inamici în primul rând și dau destul de mult damage. Și în al doilea rând îl și apără. Dacă vii cu puține folosințe pe armă, ți le prăpădești pe ăștia mici. Adică e cam pârnaie, sincer. Deci e cam pârnaie. Văd că se face foarte repede stamina. Adică uitați-vă cât de repede se mișcă. Repete, repede, nici eu nu mai știu să vorbesc. Cam trist, mă, nu știu. N-ai ce să le faci ăstora. A murit, ce a făcut? What? Băi? Ilie, ce faci? Arată-mi aici, la Iisus ne iubește, să vedem. Gameplay, că sunt curios ce face. Bate calculator, atâta. Da, hai că merge și jocul ăsta, dacă e. Ok, băieți. O să ne primim și episodul. Dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pooo!